În cadrul ultimei ședințe de Consiliu, aleșii municipiului au luat în discuție faptul că Asociația Rock Culture a depus la OSIM o cerere pentru înregistrarea ca brand a Festivalului de Muzică Rock Posada. Așa cum a reieșit din discuția consilierilor, primăria municipiului Câmpul Lung ar fi avut în intenție să se adreseze OSIM-ului tot pentru a înregistra festivalul ca brand al municipiului. În urma acestor discuții care au aprins spiritele, Asociația Rock Culture a ținut să informeze câmpulungenii că tot ceea ce a făcut din anul 2013, de când s-a ocupat de organizarea acestui festival, fără ca să pretindă niciun ban, o va face și de acum încolo, iar festivalul va continua fără nicio problemă în cetatea lui Negru Vodă. Festivalul Posada se va desfășura ca și până acum la Câmpul Lung. Eu sunt muscelean și sunt legat sufletește de festival cu care am și crescut. Am participat la fiecare ediție de când aveam 14 ani, din 1992. Noi nu avem niciun câștig financiar de pe urma festivalului. Scopul festivalului nu e profitul, ci sprijinirea fenomenului rock autohton, în special a tinerilor trupe, oferindu-le posibilitatea de a cânta în condiții profesioniste pe o scenă mare, cu sonorizare la nivel internațional și dându-le șansa de a câștiga unul dintre premii. Acum știți ce s-a întâmplat la colectiv din cauza că trupele rock nu sunt sprijinite și sunt nevoite să cânte în locuri nesigure. Printre morții de la colectiv, din păcate, se numără oameni care au cântat la Posada. Eu însumi am fost la colectiv unde am fost rănit alături de alți musceleni și prieteni ai festivalului. În acest context, misiunea noastră de a sprijini sănătos și concret underground-ul românesc devine și mai evidentă. Festivalul e organizat în baza unor acorduri de colaborare între asociația noastră și municipiul Câmpul Lung, conform cărora primăria a pus la dispoziție locația pentru desfășurarea evenimentului și a finanțat premierea câștigătorilor concursului. Iar asociația Rock Culture a asigurat organizarea și desfășurarea evenimentului, suportând toate celelalte cheltuieli din fonduri proprii sau atrase. Noi am decis înregistrarea mărcii Posada în momentul în care am aflat că niște persoane care nu au nicio legătură cu acest fenomen încearcă să preia festivalul, gândindu-se probabil că vor scoate bani din el. Aici la cine vă referiți? Păi am citit și eu în evenimentul muscelean, am înțeles că sunt niște oameni din cadrul Asociației Salvați Câmpul Lungul și Muscelul. Eu n-am nicio treabă cu asociația. Da. Probabil că sunt oameni meritoși acolo care chiar vor să facă ceva pentru Câmpul Lung, însă am văzut și acel proiect pe care îl propun acești oameni și mi se pare complet fantasmagoric. Adică noi nu vrem ca Posada să intre pe mâna unor neaveniți care atunci când își vor da seama ce implică organizarea unui asemenea eveniment, vor abandona Posada și vor lipsi trupele tinere de o rampă de lansare necesară și distrugând munca pe care am depus-o de-a lungul ultimilor ani. Adică în perioada în care ne-am ocupat de organizarea lui, am reușit să-l transformăm în cel mai important eveniment de acest fel la nivel național. Bogdan Trâmbaciu, care e calomniat pe nedrept, nu a deținut și nu deține nicio calitate oficială în Asociația Rock Culture. E adevărat, el ne-a sprijinit voluntar, pro bono, în calitate de susținător al festivalului și al orașului Câmpul Lung. Ca să fie clar, afirm ferm că nimeni nu a furat festivalul pentru a pleca cu el de la Câmpul Lung. Posada se va desfășura în continuare la Câmpul Lung. Orașul nu pierde nimic, ci din contră a câștigat un festival care crește de la an la an prin fonduri private și atrase, fără a afecta bugetul local. Adică orașul are numai de câștigat în organizarea în continuare a festivalului la Câmpul Lung, ca și până acum. Așa cum precizează într-un comunicat de presă, reprezentanții Asociației Rock Culture, tot ceea ce au întreprins în desfășurarea festivalului, au făcut-o cu bune intenții și din dragoste pentru acest gen de muzică. Aceștia au reușit să transforme ceva care nu mai exista la Câmpul Lung în cel mai important eveniment național de gen, fapt demonstrat recent de obținerea titlului Best Romanian Emerging Festival în cadrul premiilor Metalhead 2015.